Salutare, dragii mei! Astăzi vreau să vă spun o poveste extraordinară. Este povestea mea și cred că este și povestea voastră, a fiecăruia dintre voi. Poate că ați auzit-o până acum, sau poate că nu. Poate că ați auzit-o diferit. Ia ciuliți bine urechile să vedem dacă știți această poveste așa cum vă spun eu. La început, Dumnezeu a creat pământul cu tot ce se află pe el. Plante și animale, flori, copaci, o mulțime de lucruri interesante, mări, oceane, munți, văi, râuri, totul era extraordinar, dar parcă lipsea ceva din creație. Așa că Dumnezeu s-a gândit, hai să fac o ființă după chipul și asemănarea mea. Așa că Dumnezeu l-a creat pe om. L-a făcut într-un mod extraordinar, pentru că, spre deosebire de celelalte lucruri pe care le-a creat prin cuvânt, să fie pomi, și au fost pomi, să fie munți, și au apărut munții. Pe om l-a creat foarte diferit. A pus în om calitățile pe care el însuși le avea. A pus în om multă creativitate, inteligență. I-a făcut trupul omenesc într-un mod atât de extraordinar, încât până acum îl studiem și ne mirăm de cât de grozav funcționează toate lucrurile din trupul nostru împreună. Și Dumnezeu a pus în om tot ce avea el mai bun. I-a dat inclusiv suflare de viață pe care o avea el. Însă Dumnezeu, încă de la început, a avut, la fel ca astăzi, un mare dușman. Și acesta era Satana. Satana era un înger care n-a ascultat de Dumnezeu și Dumnezeu l-a pedepsit aruncându-l din cer. Satana avea o inimă rea și pentru că a văzut omul atât de minunat și făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, s-a gândit, nu-mi convine ce a făcut Dumnezeu. Ia să-l fac eu pe om să nu mai semene cu el. Și a început să-i toarne în inimă răutate. I-a turnat în inimă gânduri rele. L-a învățat să mintă, să fure, să se certe cu cei din jurul lui și încet, încet, omul pe care Dumnezeu îl făcuse după chipul și asemănarea lui a început să se murdărească și să se facă tot mai urât, la fel cum era și Satana. Inima omului s-a umplut de multe rele și la un moment dat, omul a realizat că nu mai este ca Dumnezeu. Dumnezeu îl făcuse după chipul și asemănarea lui, dar omul își murdărise acest chip. Ce era de făcut? Omul nu putea să facă nimic. Avea păcatul în inima lui. Însă Dumnezeu, care îl crease, avea pentru el un plan măreț. Așa că Dumnezeu a trimis din cer pe Fiul lui Isus, care era ca el, ca Dumnezeu, ca Tatăl, însă l-a pus într-o formă asemănătoare cu a omului și l-a făcut un om, așa cum ești tu, așa cum sunt eu. Avea trup ca noi, gândea ca noi, vorbea ca noi, dar avea în același timp esența lui Dumnezeu, adică era Dumnezeu în formă umană. Și l-a trimis pe Iisus să-l salveze pe om de Satana. Domnul Iisus a murit pe cruce ca să ierte păcatele omului și omul care îl acceptă pe Domnul Iisus este curățit de toate păcatele pe care Satana le pune în inima omului. Și omul, prin Domnul Iisus, devine din nou curat de aceeași esență pe care i-a pus-o Dumnezeu la început în inimă. Să nu credeți însă că omul a scăpat de Satana. Satana este încă pe pământ și vine să-l facă pe om să păcătuiască. Dar omul care îl are pe Domnul Iisus în inimă
Când Satana vine la el și îl îndeamnă la păcat, priviți ce se întâmplă. Deși câteodată intră păcat în mintea și în inima unui om care l-are pe Iisus, acesta nu mai are aceeași putere. Pentru că Domnul Iisus l-a spălat pe om. Desigur că Satana va încerca să-l facă pe om în fiecare zi să păcătuiască și va reuși. Însă pentru că Iisus ne-a iertat de păcatele noastre, Satana în viața noastră nu mai are putere. Nu știu cum ți-ar plăcea ție să fii. Dumnezeu te-a creat curat și Satan a pus în inima ta păcatul. Oare îți dorești să rămâi cu acel păcat, cu minciună, cu dorința de a te certa, cu supărare pe prietenii sau chiar pe părinții tăi? Vrei să rămâi un om tot timpul trist? Satana poate să facă asta cu tine. Însă dacă tu îl chemi pe Domnul Iisus să te curățească, păcatul și Satana nu vor mai avea putere asupra ta. Și ca să nu uiți acest lucru, aș vrea să învățăm astăzi împreună un verset din Psalmul 86 cu versetul 5, care spune așa: Căci Tu, Doamne, și aici mă gândesc și la Iisus și la Dumnezeu, ești bun și plin de îndurare, gata să ierți pe toți cei ce te cheamă. Dacă și tu îți dorești să fii un copil care să fie ca Domnul Iisus, ca Dumnezeu, poți să-i ceri prin acest verset să te ierte de păcatele pe care le faci atunci când Satana îți șoptește să faci lucrurile. Și cu siguranță Domnul Iisus este atât de bun și e gata să te ierte. Pentru că așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu: Tu, Doamne, ești bun și gata să ierți. Dar există o condiție. Trebuie să-i ceri Domnului Iisus să vină să te ierte, pentru că așa spune Biblia. Ești plin de îndurare și gata să ierți pe toți cei ce te cheamă. Cheamă-L pe Domnul Iisus și El îți va ierta păcatele. Și acum, la final, haideți să spunem împreună încă o dată acest verset. Căci Tu, Doamne, ești bun, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Psalmul 86 cu versetul 5. Și pentru că îmi place să vă dau cât e o provocare, săptămâna care urmează, vă rog frumos să scrieți acest verset pe o foaie de hârtie și să faceți câteva desene în care să-mi arătați care sunt păcatele pe care Dumnezeu vi le-a iertat atunci când voi l-ați chemat să vă ierte. Poate ai greșit față de surioara ta și te-ai dus la Domnul Iisus și ai zis: Doamne, iartă-mă că am supărat-o. Desenează acea situație pe foaie și trimite-mi-o la numărul afișat pe ecran. Vom premia primele 5 desene pe care le primim. Abia aștept să văd care sunt lucrurile pentru care i-ați cerut lui Dumnezeu să vă ierte.